alegerile locale care vor avea loc în luna septembrie. Este pentru prima dată când în România scrutinul electoral și campania aferentă se vor desfășura în condiții excepționale generate de epidemia de COVID-19. O premieră pe care nu și-a dorit-o nimeni, dar la care trebuie să ne adaptăm cât mai bine cu putință. Obiectivul principal este acela de a organiza atât evenimentele din campanie electorală, cât și scrutinul propriu-zis, în condiții de maximă siguranță sanitară, pentru a proteja sănătatea oamenilor și pentru a reduce riscul infectării participanților la procesul electoral. Acest lucru este posibil dacă vom respecta cu toții un set de reguli și măsuri venite tocmai să asigure un cadru optim de desfășurare a acțiunilor electorale în condiții speciale. Există precedente. Sunt țări care au organizat mai multe tipuri de alegeri în această pandemie, fără ca acest lucru să fie avut ulterior un impact negativ asupra numărului de infectări. Trebuie să fim realiști. Un scenariu cu risc zero nu există, dar dacă toate aceste măsuri speciale sunt înțelese, însușite și aplicate atât de organizatori cât și de cetățeni, riscul poate fi redus la un minim. Tocmai de aceea am solicitat Guvernului să inițieze o campanie de comunicare și informare cu privire la aceste proceduri, astfel încât toată lumea să știe ce trebuie să facă, ce este permis și ce nu este permis, atât pe perioada campaniei, cât și, evident, în ziua votului. Fac un apel la responsabilitate. Și aici mă adresez în special candidaților la aceste alegeri locale, precum și echipelor acestora de campanie. Respectați toate aceste reguli și nu îi expuneți pe oameni pericolului infectării. Niciun obiectiv electoral nu este mai important decât sănătatea, iar orice încălcare a normelor va trebui drastic sancționată. Toate aceste proceduri elaborate de guvern și de autoritatea electorală permanentă sunt gândite tocmai pentru a facilita accesul la urne al fiecărui cetățean al României cu drept de vot în condiții de maximă siguranță, dar și să-i ofere oportunitatea de a-i cunoaște pe cei care candidează și oferta lor electorală. Pentru că alegeri în absența unei campanii, fie ea și atipică, nu pot fi imaginate într-o democrație. Cum de asemenea este foarte dăunător pentru o democrație să amâni pe termen nedefinit alegerile. Alegerile reprezintă fundamentul democrației. Chiar dacă trăim una dintre cele mai complicate perioade din istoria recentă a României, democrația nu poate fi suspendată sau pusă între paranteze, fiindcă ea ne garantează toate drepturile și libertățile de care ne bucurăm. Să nu uităm că alegerile locale în România au fost deja amânate, pentru că la momentul respectiv nu ar fi putut fi organizate în siguranță. Acum însă știm care sunt măsurile de protecție care limitează transmiterea coronavirusului. Ele se aplică deja în toate domeniile și vedem că funcționează. De aceea putem avea în România un proces electoral corect care să se desfășoare în siguranță. Mă refer, desigur, la principalele reguli care deja fac parte din viața noastră de zi cu zi, cele privind purtatul măștii, păstrarea distanței, igiena mâinilor, cărora li se vor adăuga în mod firesc
și norme specifice perioadei electorale. Dragi români, este important ca voi să decideți cine va conduce comunitatea în care trăiți în următorii 4 ani. Să-i alegeți în cunoștință de cauză pe cei care vă inspiră încredere, care sunt competenți și pot aduce dezvoltarea în orașele, în municipiile, în comunele în care locuiți. În încheiere, vreau să subliniez că este esențial să facem tot ce ține de noi, autorități și cetățeni, pentru ca și democrația să fie protejată în această perioadă dificilă. Printre efectele nocive ale acestei pandemii, nu trebuie să lăsăm să se adauge și un deficit de legitimitate aleșilor, care pe termen lung riscă să ducă la slăbirea reprezentării cetățenilor și implicit a drepturilor lor civice. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, poftiți. Bună seara, domnule președinte, Oana Bâlă, Radio România. Reprezentanții industriei ospitalității au solicitat autorităților deschiderea restaurantelor începând cu 1 septembrie. Cum catalogați acest demers și cum apreciați posibilitatea deschiderii teatrelor și a cinematografelor tot de la 1 septembrie? Mulțumesc. Mulțumesc. Da, pot să vă dau câteva informații noi și cred foarte importante. Sunt 2 domenii în care consider că este cazul, este important să se reia activitatea atât cât se poate și acolo unde se poate, în condiții de siguranță. Primul sector, și aici recunosc că este un sector la care țin foarte mult, este zona culturală. Teatrele și cinematografele, sălile de spectacol în general, se vor putea deschide, probabil începând cu 1 septembrie, sigur, în condiții speciale de siguranță, vor trebui lăsate locuri libere între spectatori, trebuie toată lumea să poarte mască, trebuie respectate anumite condiții speciale care vor fi stabilite de specialiști. Dar cred că este important ca acolo unde condițiile permit să se reia actul de cultură. Ce am fi fără cultură? Cred că este important. Al doilea sector, care este în suferință și unde cred că este bine de asemenea să se reia activitatea acolo unde se poate, este sectorul Horeca, în special funcționarea restaurantelor în interior. Vremea se răcește, terasele se vor putea folosi încă o vreme, dar după un timp nu va mai fi posibil. Consider că după 1 septembrie, în anumite condiții, atenție, în anumite condiții, restaurantele se pot deschide în interior, de asemenea, ținând cont de reguli de distanțare, nu vor putea fi folosite toate mesele, ținând cont de condiții sanitare specifice și ținând cont, da, de condițiile specifice din localitatea respectivă. Specialiștii vor stabili, probabil mâine, un prag, o cifră de care descrie riscul de infectare, iar acolo unde acest prag va fi depășit, în plan local, prin decizia Comisiei Județene, se va restricționa funcționarea restaurantelor în interior. Deci, în esență, se vor putea folosi, dar numai acolo unde este sigur. Toate aceste detalii vor fi făcute, cunoscute publicului larg,
sunt chestiuni tehnice care vor fi stabilite în Comisia Specialiștilor. Cred că aceste două sectoare sunt importante. Cred că după ce am învățat cum să ne comportăm în pandemie, putem să facem acest pas. Evident, nu ne întoarcem la normalitate. Funcționarea se va face în condiții speciale, cu reguli speciale, cu norme speciale, dar acolo unde este posibil, consider că este bine să se reia funcționarea. Bună seara, domnule președinte, Andreea Neacșu, Prima TV. Aș vrea să vă întreb, în contextul în care se vor redeschide școlile, la fel și restaurantele, și în această vară turiștii au putut merge în zonele la mare, la munte, dacă dumneavoastră veți merge la restaurant, dacă ați fost în zonele turistice în această vară și, de asemenea, dacă ați sfătuit-o pe soția dumneavoastră, cadru didactic fiind, ceva în legătură cu momentul în care se va reîntoarce la catedră. Da. Concediu n-am avut, n-am fost în locații publice și cum ne întâlnim noi, știți foarte bine, cu distanță, cu mască, dar am spus acest lucru și data trecută, pentru asta cred că este bine să se facă concediu, oamenii au nevoie de concediu, dar în condiții de siguranță, distanțare, mască, igienă, și atunci lucrurile pot merge mai departe. În ce privește școala, da, soția mea, Carmen, este cadru didactic, va merge evident la școală atunci când începe școala, în 14 septembrie, și va respecta, evident, toate măsurile de siguranță. Bună seara, domnule președinte, Mioara Costin, Realitatea Plus. Marcel Ciolacu a anunțat în urmă cu puțin timp că pe 31 august va fi votată moțiunea de cenzură. Ați declarat că personal nu vă doriți ca această moțiune de cenzură să treacă. Vă reamintesc că anul trecut, într-o ședință pe care ați avut-o cu liberalii, le-ați transmis că nu îi veți mai lăsa de capul lor. Prin urmare, vă întreb dacă personal veți discuta, veți negocia cu liderii partidelor parlamentare, astfel încât această moțiune de cenzură să nu treacă. Această moțiune de cenzură este prima de la Revoluție încoace care se depune într-o sesiune extraordinară, cam în bătaie de joc din partea PSD-ului, și da, este foarte adevărat că eu nu îmi doresc să treacă această moțiune. Cred că toată lumea își dă seama de ce nu trebuie să treacă această moțiune. Suntem în epidemie, în pandemie, suntem în criză economică și oricum avem alegeri peste câteva săptămâni, probabil la începutul lui decembrie. Deci ce rost are o moțiune de cenzură în aceste condiții? Nu cred, chiar nu cred că PSD își imaginează sau își dorește să preia guvernarea. Eu cred că PSD-ul dorește pur și simplu să arunce țara în aer și ăsta mi se pare un lucru grav. Sper să fie suficientă înțelepciune în Parlament ca să nu treacă această moțiune de cenzură. Este una total neavenită, izvorâtă din cinismul pesedist și cred că românii își dau seama că aici avem de-a face cu o moțiune populist, electoralistă, total neavenită și pusă într-un moment în care aveam nevoie de orice, numai de instabilitate politică, nu. Bună seara, domnule președinte, Andreea Mila de la Observator Antena 1. Având în vedere imaginile apărute în spațiul public cu membrii ai poliției, șefii ai poliției, la întâlniri, la negocieri, cu membrii ai clanului Duduianu, aveți de gând să-i cereți demisia ministrului de interne, Marcel Vela, sau să convocați ședința CSAT în tot acest context? Mulțumesc!
Cred că aceste chestiuni pot fi explicate cel mai bine de cei în cauză, de șefii poliției, de șefii Ministerului Afacerilor Interne, și cred că atunci se vor lămuri lucrurile și în spațiul public. Bună seara, domnule președinte, Andreea Bratu, Digi24. Ați declarat că restaurantele ar putea fi redeschise începând cu data de 1 septembrie în anumite condiții. Este o decizie pe care reprezentanții acestui sector au cerut-o guvernului cu câteva luni înainte. Ne puteți spune, din punct de vedere al riscului răspândirii virusului, cu ce diferă situația de acum față de cea din 15 iunie, atunci când s-a discutat inițial despre redeschiderea restaurantelor? Vă întreb și în contextul în care reprezentanții Horeca au declarat faptul că au avut pierderi de 60% la capitolul restaurante și mulți dintre ei nu au avut terase, așadar au rămas cu afacerile închise. Vedeți că această epidemie este în continuă evoluție și, pe de altă parte, trebuie să fim foarte realiști. Vara se termină și în aceste condiții trebuie să ne punem foarte serios problema și pentru sectorul Horeca, care eu îmi doresc să supraviețuiască, dacă se poate, chiar bine. Și de asta am rugat guvernul să vină cu măsuri de sprijin, cu programe de susținere a sectorului. Dar acum credem că este momentul să și acționăm concret, acolo unde se poate, în condiții de siguranță pentru clienți. Bună seara, domnule președinte, Loredana Dia, cu publicația Epoch Times. Domnule președinte, la conferințele de presă anterioare, când ați fost întrebat despre dosarul 10 august, v-ați exprimat încrederea în sistemul de justiție. Aș vrea să vă rog, domnule președinte, să ne spuneți pe ce se fundamentează încrederea dumneavoastră și v-aș ruga să adresați răspunsul dumneavoastră acelor români, și se pare că nu sunt puțini, care sunt extrem de dezamăgiți când văd că dosarul Revoluției și dosarul Mineriadei sunt îngropate de 30 de ani, care au privit cu dezamăgire faptul că dosarul 10 august a stat la DIICOT în nelucrare, sau mă rog, aproape nelucrare un an, pentru că apoi să vină o ordonanță de clasare, care e o insultă pentru cei care au fost victimele jandarmilor, celor dezamăgiți că infractori celebri fug din țară fără a intra după gratii, că averile marilor corupții nu sunt confiscate. Și pe lângă toate acestea, aș vrea să vă întreb, domnule președinte, dacă se lucrează sau există intenția de a se lucra la un plan coerent și țintit pentru a se repara ce este viciat în justiție și în cadrul legislativ care o reglementează, astfel încât judecătorii și procurorii onești să lucreze așa cum își doresc și cetățenii să simtă că justiția lucrează în favoarea lor și nu uneori pentru mari corupți. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu pot să reafirm că am toată încredere că justiția își va face treaba. Dar, așa cum am explicat tot în aceste conferințe de presă, mă aștept și eu să se lucreze în așa fel încât cei vinovați să plătească în timp util. Și am fost nemulțumit că acele mari dosare au rămas mari restanțe ale justiției de la noi și sunt în continuare de părere că se va lucra și se va recupera. Însă, aici avem un punct foarte important și foarte sensibil. Legile justiției au fost ciuntite de PSD, PSD care a încercat să pună mâna pe justiție, să politizeze justiția și să o controleze. Nu le-a ieșit. Nu le-a ieșit, fiindcă românii au ieșit la referendum și au spus stop. Dar legile încă nu au fost corectate. Și în acest sens am avut solicitarea spre guvern și am discutat aceste chestiuni inclusiv cu Ministrul Justiției să se apuce de niște proiecte prin care se repară legile justiției care au fost aduse într-o formă parțial total nepotrivită de către majoritatea PSD-istă. Am mari speranțe, deci repet, am mari speranțe că în această toamnă deja vom avea proiectele care vin să repare legile justiției și care să redea
și demnitate și posibilitate judecătorilor, procurorilor, ca să facă ordine și în aceste dosare care sunt restante. Bună ziua, Sebastian Zac, Manzalul Adevărul. Domnule președinte, aș reveni puțin la imaginile publicate de Adevărul în care arată că șeful Poliției Române și șeful Poliției Capitale au negociat în miez de noapte cu clanul Interloc Duduianu în mormântarea lui Emi Pian. Imagini care arată legătura foarte strânsă dintre polițiști și interlopi și întrebările ar fi dacă i-ați cerut vreo explicație ministrului de interne pe acest subiect foarte sensibil pentru cetățenii Bucureștiului și dacă la nivel național este un fenomen această cârdășie între interlopi și polițiști. Mulțumesc! Da, am cerut explicații ministrului afacerilor interne cu mult timp înainte să se publice aceste lucruri. Am primit explicațiile respective, dar nu cred că este rolul meu să explic în detaliu ce s-a întâmplat acolo și consider că este nevoie de explicații clare, publice, din partea șefilor din Ministerul Afacerilor Interne. Tocmai nu avem aceste explicații din partea Ministerului de Interne. Le voi solicita să vă explice public despre ce a fost vorba. Mulțumesc! Bună seara, domnule președinte, Vasile Marcu, Antena 3. Numărul 2 în guvern, vicepremierul Raluca Turcan, declara de curând că guvernul nu are bani suficienți pentru a asigura măști gratuite, măști de protecție profesorilor la începerea anului școlar și cu atât mai puțin tuturor elevilor. Aș vrea să știu cum explicați dumneavoastră foștilor colegi din cadre didactice că tocmai profesorii nu au dreptul la măști gratuite în condițiile în care polițiștii primesc măști gratuite, jandarmii primesc măști gratuite, ca să nu mai spunem de cadrele medicale. Mulțumesc! Aici nu pot să vă spun decât că așa s-au gândit guvernanții în această perioadă. Bănuiesc că pur și simplu nu există fonduri suficiente pentru așa ceva. Însă din ce am discutat cu foști colegi de-ai mei, nu mi se pare că este o problemă extremă. Profesorii vor merge cu mască, pe care și-o vor procura ei și elevii la fel. Bună seara, domnule președinte, Roxana Neagu, DG News. Alegerile locale vor avea loc în 27 septembrie. V-am auzit și pe dumneavoastră în această seară, făcând un apel către electorat să respecte măsurile în condițiile epidemiologice actuale. Într-un răspuns oficial pentru DG News, Autoritatea Electorală Permanentă ne-a transmis următoarele trei aspecte pe care vreau să vi le aduc în vedere și m-ar interesa punctul dumneavoastră de vedere cu privire la această lipsă de proceduri. Un primul aspect, la alegerile locale, fiecare cetățean cu drept de vot va purta mască în secțiile de vot. Cum se va face confirmarea identității cetățeanului cu drept de vot, nu se știe, nu am primit un răspuns, dacă se va merge pe bună credință sau nu. De asemenea, un alt aspect important este că, deși în secțiile de votare există acea distanțare de 1,5 metri, nu s-a făcut o simulare pentru a vedea cât durează procedura de vot, astfel încât să se evite aglomerația în afara secției de vot, unde știm foarte bine că nu se poartă mască. Un alt aspect foarte important este că nu există o procedură de dezinfecție în secțiile de vot, deși guvernul recomandă o procedură riguroasă. Am întrebat ce înseamnă riguros, însă acest lucru nu există. Dar cred că este foarte bine că puneți aceste întrebări. S-a elaborat un regulament, există un draft, l-am văzut. Probabil și dumneavoastră l-ați văzut. El va fi discutat în guvern, va fi aprobat și chestiunile care nu au fost încă clarificate, cu siguranță vor fi clarificate până în data în care se vor face alegerile, deci până în 27 septembrie. Bună seara, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Domnule președinte, ați subliniat la început că alegerile locale vor avea loc în condiții excepționale. În urmă cu 4 ani, prezența la locale a fost sub 50% la nivelul țării, în București undeva în jur de 30%. Sunteți îngrijorați
îngrijorat că aceste proceduri speciale vor scădea și mai mult prezența la aceste alegeri și vor afecta legitimitatea celor aleși, mai ales că vom avea primari aleși dintr-un singur tur? Da, eu mi-aș fi dorit să avem primari aleși în două tururi, dar sondajele și simulările care s-au făcut până acum nu au arătat o scădere îngrijorătoare a intenției de participare la vot. Este sigur posibil ca în aceste condiții speciale să nu se atingă poate același nivel ca în anii trecuți, dar deocamdată nu avem semnale că putem să ne confruntăm cu un absenteism grav. Mizați pe o prezență anume, un procent? Aveți un... Nu. Nu m-aș azarda să dau un procent, dar până în momentul de față nu am văzut niciun sondaj în care ar apărea un indiciu că lumea nu dorește să meargă la vot. Bună seara, Gianina Vatcovici, România TV. Mai mulți specialiști din domeniul sănătății susțin că această redeschidere a școlilor, dar și redeschiderea restaurantelor, teatrelor, cinematografelor, ar putea să conducă la o creștere a numărului de cazuri. De altfel, secretarul de stat din Ministerul de Interne susținea, dacă îmi permite să citez, lucrurile pot deveni mai rele, la iarnă să fie și mai rău. De asemenea, cei de la INSP avansau o analiză conform căreia am putea să ajungem în toamnă la 2800 de cazuri pe zi. Întrebarea este dacă ați luat în calcul un astfel de scenariu și dacă în vreun fel am putea reveni totuși la starea de urgență. Vă mulțumesc. Deocamdată aceste calcule și grafice nu s-au adeverit, ci prin măsurile care au fost luate, după acel vid legislativ generat de acțiunile PSD-iste, lucrurile, din păcate, n-au revenit la normal, dar cel puțin avem o creștere care se numește liniară și care ne pune în situația să spunem că lucrurile sunt cât de cât sub control. Cred că între timp toată lumea și-a dat seama că aici nu-i de joacă, că această epidemie există și trebuie să ne protejăm. În aceste condiții, probabil nu vom avea creșteri foarte importante la numărul de infectări și atunci toate lucrurile se pot desfășura, sigur, cu respectarea normelor specifice și în restaurante și în teatre, evident și foarte important în școli. Bună seara, Gabriela Mihai, Bănu TV. Mai mulți specialiști din domeniul sănătății au afirmat că le este teamă că în momentul în care începe școala, mai mulți copii ar putea merge acasă și ar putea transmite virusul în rândul persoanelor din categoriile vulnerabile. În acest context, domnule președinte, aș vrea să vă întreb dacă în aceste momente autoritățile iau în calcul ca în cazul familiilor în care există persoane vulnerabile, mersul la școală să fie opțional în rândul copiilor. Știți că încă se lucrează la amendarea legii 55, care descrie foarte clar aceste proceduri și urmează în următoarele zile să avem și normele elaborate de ministerele de resort. Le așteptăm, dar este clar că trebuie să avem grijă. Asta înseamnă respectarea distanțării, portul măștii, inclusiv elevii trebuie să poarte mască și o respectare riguroasă a igienei. Bună seara, domnule președinte, Alina Manolache, Libertatea. Ați condamnat în două rânduri în conferințe de presă traseismul politic în ceea ce îi privește pe primari. Astăzi, colegii de la G4 Media au dezvăluit un alt tip de racolare politică și anume
fost membru ALDE, fost membru în guvernarea PSD-ALDE, criticat îndelung de liberali în moțiuni simple și chiar într-o interpelare a ministrului economiei, acum este cooptat în guvernul liberal prin semnătura lui Ludovic Orban în funcția de secretar general adjunct chiar al Ministerului Economiei, adică în subordinea celui care îl critica în 2019. De ce susțineți un guvern care face în continuare astfel de racolări? Da. Asta cu susținerea, cred că putem să punem în paranteză. Guvernul își face numirile așa cum consideră. Nu cunosc persoana despre care vorbiți și, în consecință, nu pot să comentez nimic în această chestiune. Dar că veni vorba de traseism, dați-mi voie să fac și o remarcă. În ultima vreme, majoritatea articolelor despre traseism acuză PNL. Dar dați-mi voie să vă amintesc că patentul, în ghilimele, pentru traseism este la PSD. PSD care în 2014, cu foarte puțin timp înainte de alegeri, a legiferat prin ordonanță de urgență traseismul politic. Deci, originea traseismului quasi-legalizat se găsește în abordarea PSD-istă. Mi se pare că aceste lucruri trebuie să ni le reamintim. Asta nu înseamnă că sunt de acord cu traseismul. Nu mi-am schimbat opinia, sunt total împotrivă. Au existat încercări în anii trecuți pentru a opri traseismul prin lege. Nu s-a reușit din motive legate de opiniile Curții Constituționale. Dar, în continuare, cred că traseismul este o boală gravă a politicii românești și cu cât mai repede terminăm cu ea, cu atât mai bine. Ori terminatul, cred că ține de alegător. Mulțumesc! Bună seara, Iasmin Ardelean de la Știrile Canal D. Ghidul Ministerului Italian al Educației prevede că școala este responsabilă de siguranța elevilor. Drept urmare, directorii de școli din Italia ar putea răspunde penal dacă elevii se vor îmbolnăvi de COVID. La noi se încearcă pasarea acestei responsabilități pe umerii părinților. Va răspunde în vreun fel școala românească pentru eventualele îmbolnăviri? Da. Fiecare țară are normele proprii. Eu mă voi referi doar la cele care vor fi valabile în România și aici responsabilitatea este partajată între părinți, școală, alte autorități, fiecare cu partea lui. Nu cred că este util să căutăm din capul locului o cale pentru a învinovăți pe cineva penal. Nu rezolvăm absolut nimic, fiindcă ceea ce dorim, ce doresc eu, este să se desfășoare școala în condiții sigure, bune, copii să meargă, să învețe, să se întâlnească cu alți copii și până la urmă pentru asta lucrăm cu toții și pentru asta facem regulamentele. Iosif Buble, știrpss.ro, pentru că s-au pus toate întrebările despre măști și stare de alertă. Aș vrea să vă întreb un lucru simplu, pentru că au fost spuse foarte multe opinii politice. Dumneavoastră, în calitate de președinte al României, credeți că ar trebui modificată Constituția astfel încât președintele României să fie un om politic, să fie membru de partid? Cred că președintele poate să fie sau să nu fie membru de partid. După părerea mea, nu prea contează. Important este cum acționează președintele și eu cred că este important și așa mă străduiesc să acționeze pentru România și pentru români. Vreau să vă întreb pentru că vă reține cumva faptul că să nu sunteți membru de partid, să fiți mai... să aveți declarații mai dure? Câteodată am declarații mai dure, câteodată mai puțin dure. Sper că ele aduc un pic de lumină în temele pe care le puneți pe tapet.
Vă mulțumesc, vă doresc tuturor multă sănătate!